Vă salut, dragii mei și dragile mele! Vreau să vă mulțumesc pentru gândurile frumoase cu ocazia zilei mei de naștere, pentru urările frumoase fiecăruia, pentru urările de la mulți ani. Cineva m-a întrebat cum ți-a petrecut ziua de naștere, cum a trecut, ce momente frumoase ai avut. Vreau să vă zic că a fost zi de luni, a fost o zi obișnuită în activități, ca apoi să mergem la muzeu, să admirăm Muzeul de Arte din Chișinău și vă motivez și pe voi să mergeți în acest local, în această capodoperă frumoasă după restaurare, care este un local bohem. Este foarte frumos. O să vă atașez linkul în descrierea filmulețului din ziua cu pricina și mulțumesc tuturor prietenilor care m-au contactat, m-au felicitat pe Facebook, pe Instagram, pe telefon, față în față. Sunt recunoscătoare și toate urările care mi le-ați transmis, să vă vie și vouă să fiți iubiți, să fiți fericiți și toate, toate să vi se împlinească. Doamnele care s-au interesat, ce mască mi-am aplicat eu în ziua de naștere? Cineva mă întreabă, probabil ți-ai făcut ceva o mască așa mai deosebită. Nu, chiar nu, nu mi-am aplicat o mască deosebită, doar o măsculiță în jurul ochilor pentru ridicarea pleoapelor, care o să o vedeți, care o să urmeze. Vreau să vă zic că această măsculiță puteți să o aplicați zi de zi, de 2-3 ori în săptămână, în cazul când sunteți obosite, în cazul când mergeți undeva și vreți să vă simțiți bine, căci este o mască foarte, foarte simplă. Dar pentru cei care sunt prima dată la canal, vă îndemn să vă abonați. Dacă vreți să primiți notificările noilor filmulețe, activați clopoțelul. Dacă aveți curaj, scriți și comentarii, sugestii. Suntem bucuroși să fiți cu noi în comunitatea care crește. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. La revedere! Vă aștept și la alte filmulețe! Pentru această mască avem nevoie de un albuș și o linguriță de ceai de suc de aloie. Sucul de aloie puteți să procurați din farmacii, iar dacă aveți floare acasă, țineți frunzele în frigider 3-5 zile, apoi obțineți sucul de aloie. Sucul de aloie îl puteți înlocui cu 2 lingurițe de ceai de suc de cartof. Se amestecă bine, bine aceste două componente. Sucul de aloie este un biostimulator puternic și albușul proteina cu un efect maxim de lifting. Această măsculiță are și efect anticiarcăne. Pentru cura de tratament puteți să folosiți de 2-3 ori în săptămână, timp de 10 ședințe. Dar, ca de obicei, eu folosesc doar la ocazie. Doar se aplică pe pleoapă, atingând și sprânceana. Sper că v-a motivat acest filmuleț. Vă doresc zile frumoase!